Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un review de cutie de televizor. Este genul de cutie pe care o de la operator și de data asta chiar avem ce testa la una de genul ăsta pentru care mai mult decât cele mai multe. Ce înseamnă mai mult decât tot ceilalți? Păi o să aflăm din cutia acestui Horizon de la UPC pe care noi îl testăm deja de câteva săptămâni. Ni l-au instalat aici la studio ca să vedem cum merge împreună cu un Connect Box cu net de 500 de megabiți, dar la e o altă poveste, e un Wi-Fi destul de interesant și de potent. Noi astăzi vorbim de cutia de televizor, acest Horizon Box. Dacă n-ai auzit încă de el, îl poți primi gratuit la abonare sau îl poți cere de la UPC dacă ai cutia veche, aia mare. Acum cutia este mult mai mică. Vine într-o astfel de cutie când îl iei sau când îți vine la instalare și hai să-l desfacem împreună să vedem ce are. În primul rând, asta este cutia, neprețuită, că nu are cost. Și mai departe, pe tine te interesează ce conține. Prima dată și prima dată o să găsești media boxul în folie. Cel mai probabil o să ți-l instaleze cineva, dar și instalarea, dacă ar fi să o faci tu, este destul de simplă. Asta este cutia și o să o luăm imediat la butonat. Are și o mulțime de mufe pe spate și este conectată cu tot ce ai nevoie, indiferent de generația televizorului. Manuale, niște explicații spre telecomandă cum faci, un ghid de instalare cu poze mari ca să înțelegem și noi și lista codurilor de orașe pentru activarea mediaboxului UPC. E valabil în majoritatea orașelor, cred că din România. Ce mai avem în cutie? Alimentatorul. Wow, ce tare! Cablu de rețea pentru a-ți conecta mediaboxul la netul din casă și un cablu HDMI nou nouț. Foarte tare! Și Telecomanda. Așadar, ai mediabox-ul pregătit să-l folosești, îl aduci acasă, doar îl conectezi și te apuci de treabă cu el. Acum, noi am contractat două mediabox-uri, avem unul în birou și încă unul în studio, deja unul rulează acolo în spate, executia de pe masă, pe care am și mufat-o. Și hai să vă explic cam cum am mufat-o și la ce. Păi pe spate ai intrarea care vine de la antenă, să zicem, cablu coaxial cu serviciul de televiziune și aici ieșirea coaxială dacă vrei să trimiți către, către un televizor. Clar clasic, așadar poți folosi și media box dar și semnalul clasic analogic ai intrare de Ethernet, așadar pentru mufă de rețea ca să primești serviciile de internet în cutie, USB și o să vedeți cum l-am folosit că ne-am legat un hard extern, ieșirea HDMI către televizorul tău compatibil sau Euroscart dacă mai ai o vechitură de genul ăsta plus ieșirea optică pe SPDIF către un uh, amplificator de sunet dacă folosești așa ceva și alimentatorul. Și pe față nu are decât niște butoane simple pe care nu se le folosește aproape niciodată pentru că se folosește împreună cu telecomanda și dacă desi capacul ăsta, cred că o singură dată în viață, aici găsești uh, cartela cu chip care activează serviciul și care te validează evident în rețeaua UPC. E o cutie mică pe care o poți piti sub televizor, dar ea va va transforma practic televizorul într-un fel de monitor, să zicem. Și în cazul nostru, ca să vă spunem adevărul, ce vedeți aici în spate nu este un televizor, este un monitor mare, în acela profesional, care nu are un tuner de televiziune. Noi am legat un astfel de Horizon Media Box pe care l-avem aici cablat. Noi am instalat acest UPC Media Box aici și l-am și mufat către televizor. Vine așadar cu axialul pe care l-am adus aici, cablu de internet, avem un hard disk extern și conexiunea prin HDMI la monitorul din spate. Și prima dată când pornești Media Box ul cam asta o să vezi, o să truleze canalele tale de televiziune, iar meniul se suprapune peste video, astfel încât să nu ieși din ceea ce vizionezi dacă vrei să schimbi de la ceea ce faci către orice altceva. Și hai să o luăm la rând. În mod normal, când o să deschizi interfața asta, o să apeși pe butonul de meniu. Telecomanda este destul de ușor de înțeles. Ai butoane rapide pentru canalele tale favorite. Poți să comuți între TV și uh, set-top box. Să comuți între canalele de TV și cele de radio. Și partea de cea importantă este aici. Ca să accesezi meniul, apeși pe meniu. Prima dată când deschizi asta o să vezi. Ghid TV. Și varianta cea mai simplă dacă vrei să treci printre canale este să dai o dată pe telecomandă pe OK și o să vezi o listă cu toate canalele. Din momentul ăsta, aici în stânga, poți să vezi toate canalele disponibile în abonamentul tău și ce rulează momentul ăsta, plus ce mai urmează în program. O să vă mai povestesc despre replay care are legătură cu iconița asta, vă povestesc imediat. Dar hai să vă arăt ce înseamnă să treci printre canale. Pur și simplu dai așa și poți să treci foarte repede. Asta este dacă apeși click cu click cu click cu click. Dar dacă ți ai apăsat, Cam asta este viteza. Este mult mai repede decât poți să vezi. Dacă ai o vedere bună, poți să o rapid sau poți să ții minte canalul care te interesează și apoi poți să-l adaugi la favorite. Noi am luat un pachet cu de toate. Avem inclusiv canalele de ochiate, ca să zic așa, pentru adulți. Nu, nu vi le arătăm evident acum și avem și o grămadă de canale HD. Aici când deschizi poți să vezi așadar ce rulează și hai să zicem, uite, să ne ducem pe, să alegem un canal shorts, hai să deschidem shorts. Dacă dau OK pe canalul ăsta, o să-mi arate ce rulează momentul ăsta, pot să-i dau să-l urmăresc, să intru așadar în vizionare, sau să aflu mai multe informații, o să marchez ca favorit canalul, să-l accesez rapid din lista de favorite. Asta se întâmplă pe canalele HD. Dar hai să vedem ce se întâmplă când alegem, Ia să mă întorc, apăs meniu, să mă întorc și hai să dăm pe unul dintre cele mai accesate canale, să dăm pe ProTV, la ora la care fac eu review, rulează Atletico Textila, episodul 4, am și informații și aici urmăresc ProTV în definiție standard. Aici se schimbă un pic ce văd în partea de meniu, am urmărește sau vizionează de la început. Dar hai să dăm urmărește, pur și simplu dau OK și am intrat în vizionare. De aici încep să văd efectiv episodul care se derulează, în partea de jos mi apar informațiile și la un moment dat dispar. Foarte simplu. Vreau mai mult? Hai să vedem ce înseamnă să vizionez de la început și aici mă bucur de avantajul acestui serviciu numit Replay. Ca să accesez Replay, mă duc așadar în ghidul de programe și când dau click pe unul dintre programe, dau OK. Să zicem că am venit mai târziu, programul a început deja și mă dau vizionează de la început. Și în momentul acesta Media Box ul se conectează la serverele celor de la UPC care înregistrează timp de 7 zile în urmă peste 60 de canale în definiție standard și din momentul ăsta mie îmi vine din server, în cutie, episodul. Încă era la sfierbință la momentul la care a început înregistrarea, dar eu pot să derulez, am și butoane de derulare rapidă, așadar pot să și derulez până când ajung la începutul episodului. Și iată, am ajuns să și la Atletico Textila și nu mai ratez serialul preferat. Însă vă spuneam că acest serviciu poate și mai mult de atât. Hai să vedem ce înseamnă să mă uit la I like IT. La momentul la care fac eu review-ul este o seară de miercuri. Și hai să vedem uh, ce s-a întâmplat cu emisiunea de sâmbătă, patru zile în urmă. Ca să fac lucrul ăsta apăs din nou pe meniu, opresc vizionarea, trebuie să ies din modul de vizionare de replay și mă duc din nou la ghidul TV iar aici la ghidul TV, aici văd că în partea stânga sus pot să văd data, miercuri 15 martie și acum o să derulez în trecut. Și dau către stânga și derulez și derulez și derulez. La un moment dat accelerează și în curând o să ajung uh, pe ziua de sâmbătă. Unde văd iconița asta cu un play într-o rotiță așa cu o săgeată către înapoi, înseamnă că este un program cu replay TV. Uite, pot să văd știrile, toate, tot ce se difuzează la ProTV este acoperit de Replay TV, spre exemplu, și asta mă bucură foarte tare. Am dat înapoi până la ziua de luni, avansez, mai am un pic. I like IT. Îi dau OK. Și a reținut că eu mai devreme am început vizionarea. O să-l marchez ca favorit de data asta, ca să-l găsesc rapid la favorite. Și în momentul ăsta o să-i dau play. Ia să. Îi dau așadar continuă vizionarea. Instalează-te confortabil, programul e pe cale să înceapă. Văd din nou că e emisiunea Like IT de la 10 la 10.30, tehnologie 30 de minute și așa mai departe, și că e disponibilă pentru replay. Și a început. Mă e o treabă să pot să-mi văd emisiunea în reluare dacă eram preocupat să o fac la momentul respectiv și să mă verific. Replay acoperă peste 60 de canale, în definiție standard, pe care poți să faci același lucru. Dai înapoi până la 7 zile, poți să revezi orice program, de acolo poți să dai play, pauză sau să derulezi. Spre exemplu, să zicem că vreau să, mă, să lipsesc un pic de lângă televizor nicio problemă, dau pauză, îmi văd de treabă și revin și pot să văd în continuare. Sau pot să dau pauză să vin să revăd mâine. Pot să revăd, să zicem, emisiunea de sâmbătă dimineață la ora 10 până sâmbătă dimineață la ora 9 și 59 de minute. Așadar, dacă mă trezesc dimineața mai devreme, sâmbătă pot să văd două emisiuni. Eu sunt curios dacă vor inventa și mașina timpului, să poți să vezi și emisiunea de săptămâna viitoare. Asta ar fi o treabă interesantă. Hai să mergem însă și mai departe. Cei ca mine își doresc să poată înregistra emisiunile și la o calitate Full HD. Păi pentru asta nu trebuie decât să aloci un hard extern pe care să-l legi pe USB la Horizon Media Box și să programezi înregistrarea unui program care te interesează pe tine, inclusiv în înaltă definiție. Dacă e pe standard definiție și este acoperit de Replay TV, nu-ți bați capul că îl înregistrează automat și poți să-ți vezi serialul și emisiunile favorite. Pentru HD poți să programezi oricând pe orice canal. Și hai să încercăm lucrul ăsta. Trebuie să mă duc pentru asta în meniu, la librărie, și a detectat că am băgat un hard disk extern, dar ca să-l pot folosi trebuie să-l formatez. O să dau da, mi-l formatează și hardul acesta va putea fi folosit pentru a stoca înregistrări, așadar, în standard definiție sau un Full HD și va putea fi văzut doar pe MediaBox. Nu poți să-l scoți de aici și să-l bagi într-un calculator pentru că informația este criptată. Este o metodă de siguranță prin care furnizorii de cablu se asigură că nu te apuci de piratat. Asta e adevărul hard ul a fost formatat cu succes, o să apăs Exit, mă duc așadar la librărie, planificare registrării, așadar mă dau înapoi, ok, programează o nouă înregistrare, îi ok, Și acum trebuie să aleg canalul, și vă spuneam că toate canalele în definiție standard sunt înregistrate automat. Eu să caut un canal în înaltă definiție. Ia uite. Și am găsit și ProTV HD. Am Pro ProTV HD, îi dau OK. Data de început, sâmbătă, 18 martie. Și am programat ora 10. Ia să vedem cât trag. 30 de minute. Să aleg și ora de final. 10.30, ora de final și a cât de tare asta. Pot să-i dau frecvență să înregistreze în fiecare sâmbătă, de aici înainte ia să vedem. Zilnic, săptămânal, de luni până vine, sâmbătă și duminică. O să-i dau săptămânal. Și gata. Din momentul ăsta am programat Horizon Media Box să-mi înregistreze emisiunea în fiecare sâmbătă de la 10 la 10.30 ca să fiu sigur că nu o mai ratez orice s-ar întâmpla. Și pot să fac la fel, vă spuneam, pentru orice canal, poți să-i dai o listă întreagă, le va registra dacă duce hardul pe care îl pui. Bun, am și programat ceva la înregistrare, v-am arătat cum ne folosim de replay. Hai să vedem ce mai poți face cu astfel de cutie. Vă spuneam că este un pic mai deșteaptă decât celelalte pentru că pe lângă semnalul de televiziune are și aplicații. Și azi intrăm în meniu de aplicații să vedem câteva dintre ele. Nu sunt foarte încântat, trebuie să vă spun lucrul ăsta, dar sunt câteva lucruri noi pe un astfel de box pe care nu le-am mai văzut până acum. Spre exemplu, am acces la Vimeo, Mood Lounge, am și tot felul de chestii de relaxare, inclusiv uh, uh, Just Relax, Sunrise sau Sunset, însă am și aplicații de știri, cum este cea de la Euronews, Al Jazeera sau Deutsche am câteva jocuri disponibile, Pot să joc solitar pe televizor, uh, inclusiv uh, World Poker Tour, Pirate Commander și am și aplicații de lifestyle, cum ar fi, spre exemplu, cine magia, dacă vreau să ies în oraș, aplicația. Eva și Google Maps. Iar pe Google Maps îmi ia localizarea, vede că sunt în București și pot inclusiv să-i dau să-mi facă trasee din confortul casei. M-am interesat și am întrebat la cei de la UPC și mi-au spus că vor intra tot mai multe aplicații în platformă, în curând o să vezi Netflix și alte servicii care nu intră însă în concurență directă cu ei. Adică mi-au spus clar că nu o să vezi aplicații de la alți operatori, dar dacă serviciul respectiv nu le creează lor o concurență directă, s-ar putea să le integreze fără probleme și mă aștept să apară și aplicații de muzică pentru că UPC nu are o ofertă în acest domeniu. Bun, ne-am jucat și cu aplicațiile, mai am setări, aici pot să pun un pin și controlul parental, mai ales că vă spun că avem și canale de adulți, aici putem să le setăm, relații cu clienții, tot felul de informații, preferințe și așa mai departe. La capitolul căutare, iarăși, poți să apeși și să cauți printre toate canalele dacă ești în căutarea unui anumit film, spre exemplu, sau un anumit program și hai să mă gândesc, hai să facem un experiment, uite, nici n-am verificat asta înainte. Ia să M. M, ok. I. Și i-am dat primele două litere deja a început să caute prin programe și a găsit Miami Vice, mic și rău, mica sirenă și mi-a căutat printre toate canalele toate programele care sunt uh, cu această descriere mici ucigași, micul prinț, micuț infractori, mi, mi, mi. Dar eu caut ceva anume și o să vă arăt data dacă îl și găsește. Asta vroiam. Misiune imposibilă. Și pentru că în perioada asta la TV se dă misiune imposibilă, am găsit și 2 și 3 Am găsit o misiune imposibilă și pe paprika. Ok, așadar am misiune imposibilă, difuzat duminică la 22.30, Da, ok. Te care dintre ele și o să iau evident varianta cu Replay TV. Și dacă vreau să-l văd pe Tom Cruise cum se dă cu motocicleta fără cască, da o vizionează de la început, mă instalez confortabil și programul este tras direct din serverele UPC, exact cum vă spuneam. Chiar dacă n-am avut timp să văd filmul, pot să vin și să-l recuperez așa. Și iată, șapte zile ori 60 și ceva de canale sunt câteva sute bune de ore, printre care cu siguranță vei găsi un film sau ceva care să-ți placă și care să te țină în fața televizorului. Replay TV mi se pare una dintre cele mai interesante funcții de pe o astfel de cutie de până acum, care chiar funcționează. Am mai văzut genul ăsta de serviciu pe, de la alți furnizori în diferite variante, dar niciunul atât de extins și care chiar să funcționeze și care să nu te oblige să registrezi chestii la tine neapărat local, ci se întâmplă în serverele lor și din punctul de vedere eu cred că acest Horizon Box este o idee bună. Așadar, cum poți să-l obții? Printr-o conectare nouă sau dacă ai deja un Media Box vechi, poți să, să ceri un schimb cu acest Horizon Box și împreună cu el poți să-ți ieși un Connect Box pentru internet, dar Connect Box-ul o să-l las pentru o altă ediție. Și cam atât. Aștept impresiile tale despre UPC Horizon Box mai jos la comentarii. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare, numai bine și să vezi doar filme bune.